O să rămân în română pentru că avem și o schimbare în program and I will also tell in English that we will have a short intervention from Adrian Moraro from InfoCert. It wasn't in the schedule to be right now, but we one of our speakers didn't get this in time, so we will introduce Adrian Moraro to tell us more about the key to digital identity. Thank you. Thank you. I will choose to speak in Romanian language. Thank you, Răzvan. My name is Adrian. I'm part of InfoCert Business Development Team. Mă bucur să fiu aici, în fața dumneavoastră, să pot să reprezint InfoCert. Ok. Ok, am identificat butoanele. Cine suntem? Suntem o autoritate de certificare din Italia, acreditați conform regulamentului EIDAS, prin urmare suntem provider de servicii de încredere și soluții la nivel european. InfoCert este prezent în Europa prin brandul propriu, dar și prin companii locale, parte din grupul InfoCert, Autada în Germania, Camerfirma în Spania, Cert Europe în Franța. Subiectul pe care ne dorim să-l discutăm astăzi este Digital Identity, așa cum a spus și Răzvan. Dar înainte de aceasta, câteva rezultate pe care InfoCert le-a obținut până anul trecut. Și anume, suntem prezenți prin 15 birouri, avem peste 600 de angajați, mai mult de 5.000 de clienți în zona Enterprise și peste 8 milioane de utilizatori ai soluției noastre. Nu știu, mă auziți bine? E ok? Mulțumesc. Ok, mai bine așa. Bun, aș vrea să analizăm subiectul identitate digitală plecând de la procesele de onboarding din prezent. Așadar, procesul de onboarding din prezent se pot identifica câțiva pași general pe care utilizatorul trebuie să îi parcurgă. Și anume, logarea la site-ul instituției financiare. Utilizatorul este invitat într-o sesiune remote, video. Compania financiară îi validează identitatea acestuia, iar utilizatorul primește credențiale de semnare și credențiale de identitate. Analizând acest proces, ne dăm seama că acesta este un proces centralizat de identitate. Prin urmare, este unul repetitiv. Un utilizator de câte ori dorește să acceseze servicii în mediul online, nu neapărat bancare, trebuie să își creeze o identitate sau să se logheze prin platforme mai mari, să se autentifice. În acest punct, propunerea noastră și noile abordări în acest sens sunt conceptele de decentralized identity. Aceasta e o tehnologie, este o tehnologie care pune utilizatorul într-un plan central pe această schemă, asta pentru a îi oferi controlul asupra identității digitale și a îi oferi controlul asupra informațiilor care pot fi asociate. Prin urmare, utilizatorul va putea deține într-un wallet o identitate digitală de încredere, căreia îi putem asocia inclusiv atribute de încredere. Partenerii în astfel de rețele sunt issuerii și verifierii. Issuerii vor funcționa ca terți de încredere, care vor aduce identității digitale o încredere maximă, iar această activitate poate fi ulterior și monetizată. În momentul în care un verifier poate să solicite sau să consume identități validate de issuer în pașii anteriori, aceștia vor avea un revenue în acest sistem. Rețelele decentralized identity se bazează pe 10 principii. Existența și independența, o identitate trebuie să fie și să existe independent de furnizorii de servicii. Controlul și accesul la
datele de identitate, la informațiile asociate cu identitatea respectivă, trebuie să fie oferit utilizatorului. Transparența, persistența, portabilitatea, interoperabilitatea, iarăși este un punct foarte important, pentru că în aceste rețele decentralized ne dorim să, ca identitățile digitale să fie interoperabile, atât între industrii cât și între țări. Consimțământul utilizatorului trebuie luat la crearea identității digitale, dar și la utilizarea acesteia. Minimizarea și, nu în ultimul rând, protecția datelor. Pentru a răspunde la aceste tendințe, la aceste provocări, InfoCert a dezvoltat platforma DISME. DISME este o prescurtare de la This Is Me. Este prima platformă de decentralized identity care reușește să combine beneficiile self-sovereign identity cu conformitatea eIDAS și cu conformitatea GDPR. Rezultatul fiind un digital identity wallet care permite o identificare rapidă și ușoară pentru utilizator și care va permite inclusiv un proces de semnare cu semnătură electronică calificată. Această aplicație permite reutilizarea identităților digitale cross-countries și cross-industries, așa cum spuneam, oferind în același timp confidențialitate. DISME este o platformă bazată pe o tehnologie blockchain care promovează principiile self-sovereign pentru a obține un management distribuit al identităților digitale. DISME permite ca identitatea digitală să devină, ca posesorul să devină adevăratul owner al identității digitale, oferind avantaje printr-un customer onboarding rapid, oferind o experiență seamless utilizatorilor, permițând transmiterea de mesaje prin mijloace securizate și în același timp permițând logarea sau autentificarea universală la platforme partenere DISME. Nivelul de încredere în identitățile digitale stocate în wallet-ul DISME este configurat pe trei niveluri, exact așa cum este descris și astăzi în eIDAS. Primul nivel, cu o încredere mai scăzută, utilizatorul o poate obține foarte rapid, downloadând portofelul, wallet-ul DISME, confirmând datele de încredere, de contact și declarându-și identitatea. Pentru nivelul mediu de încredere, utilizatorul trebuie să treacă printr-un proces neasistat în care preluăm dovezi. Preluăm actul de identitate, efectuăm verificări de securitate asupra acestuia. Ulterior, utilizatorul poate să treacă printr-un proces de face matching completat cu liveness detection. În nivelul substanțial de încredere, nivelul de maximă încredere descris și de eIDAS, putem să observăm că avem nevoie de o terță parte, trusted issuerii, care vor valida datele de identitate. Aceste date de identitate pot fi validate prin procese video, prin procese live sau alte surse, cum ar fi cele bancare, prin procese AML ID. În funcție de aceste niveluri de încredere ale identității, putem să emitem inclusiv certificate digitale. Așadar, pe nivelul cel mai scăzut, nivelul 0, o să putem emite certificate digitale simple. Pe nivelul 1, mediu, putem să emitem certificate digitale pentru semnătura avansată, iar pentru nivelul substanțial putem să emitem certificate calificate conform eIDAS. Câteva lucruri care se pot discuta la nivel legislativ. Încă din 2021, Comisia Europeană a prezentat propunerea de revizuire a regulamentului eIDAS, așadar
cunoaștem faptul că eIDAS 2.0 se va baza pe un digital identity wallet care va oferi acces la servicii publice și private. Acesta va conține informații despre identitatea utilizatorilor, dar și atribute de încredere provenite din surse de încredere, bănci, telecom, utilități. Iar un alt criteriu foarte important pe care l-am menționat este că identitatea va fi în controlul exclusiv al utilizatorului. Pentru promovarea și dezvoltarea acestui proiect, InfoCert face parte din două consorții foarte importante la nivel european, și anume NoBid și European Digital Wallet Consortium. Pentru o lectură mai aprofundată, pentru că timpul a fost destul de scurt, vă recomandăm cu încredere publicațiile celor de la Gartner, analiștii IT foarte importanți și care ne recunosc ca și furnizori de identitate digitală, rețele, decentralized identity și digital wallet în articolele menționate aici. În încheiere, vă las cu mesajul că suntem la dispoziția noastră pe parcursul evenimentului, eu împreună cu colegul meu, Paolo, și vă putem oferi informații suplimentare inclusiv despre soluțiile prin care InfoCert susține transformarea digitală, și anume platforma de onboarding TOP, platforma de semnare electronică GoSign și arhivarea electronică. Mulțumesc!